Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Invitațiului Dobrater Podcast. În această zi frumoasă suntem într-un colț de rai. Așa se numește mănăstirea Dumbrava din județul Alba. La limită cu județul Cluj, suntem aici cu părintele arhimandrit Vasile, omul care a creat tot ceea ce este aici. Lăcașul social, lăcașul de cult, mănăstirea, mănăstirile, de fapt, că vorbim despre două mănăstiri. Omul care și-a dedicat viața oamenilor și un om tare drag mie și în copilăria mea mi-aduc aminte că de multe ori am venit aici, nu e prima dată când mă întâlnesc cu părintele Vasile. Vă mulțumesc că ne-ați primit în casa dumneavoastră, mai ales că acest episod o să fie difuzat în Sfânta Zi de Crăciun pe 25 decembrie 2023. Să încep cu începutul. Noi am fost prezent atunci, în 1996, la această sfințire, datorită faptului că noi suntem cei care am pus și am primit binecuvântare pentru a să ridica o nouă mănăstire. De ce? Pentru că ea aparține parohiei Dumbrava, care, eu fiind preot numit acolo, am cerut în al preasfințitului, pentru că până la mănăstirea Râmeț nu mai era pe această rută nicio mănăstire, și am cerut binecuvântare, deși a avut reținere din a ne da binecuvântare pentru ridicarea unei noi mănăstiri, pentru că după Revoluție, să știi, erau foarte multe mănăstiri începute și viețuitori ai mănăstirilor nu prea erau. Și atunci oarecum a avut o reținere, dar până la urmă a fost de acord și ne-a dat binecuvântare pentru ridicarea acestei mănăstiri. Bineînțeles că am argumentat de ce este binevenită această mănăstire în zonă, pentru că erau multe probleme și nu de ordin politic, ci de ordin confesional. Și s-au mulțit foarte mult sectele, mai erau și alte probleme, și eu am spus și am adus argumente că zidirea unei mănăstiri în acest loc este foarte benefic și va avea un impact foarte mare asupra acestei zone, și ceea ce se și dovedește, deși în altul nu avea rețineri că nu o să putem zidea această mănăstire, ci ce vom face cu viețuitori sau așa. Dar oamenii au fost foarte înțelegători și în al preasfințitul până la urmă, și aici unde este mănăstirea, atunci când s-au pus bazele înființării și ridicării unei mănăstiri, era pășune animalilor. De ce? Pentru că oamenii erau în vârstă, în localitate, nu mai puteau să lucre terenurile, asociațiile atunci să înființaseră, și aici unde a vrut să ridic mănăstirea, oamenii au avut foarte mare deschidere și au donat terenul pentru ridicarea acestei mănăstiri. Ceea ce vreau să amintesc eu, oamenii au fost cei care au sărit primii în ajutorul ridicării acestei mănăstiri. Oamenii simpli, oamenii din localitatea noastră, bineînțeles că și alții. Dar vă dați seama, vă puteți imagina, această mănăstire s-a ridicat într-un câmp, într-o pășune aici. Curent nu era, apă nu era, deci a trebuit să se aducă apa și curentul de la kilometri buni. Pentru că ca să poți să faci ceva, trebuie aceste lucruri, cu astea trebuie să începi. Dar bine, când e vorba să faci o lucrare pentru Domnul, așa spune, dacă va fi de la Dumnezeu, va da lui, dacă nu. Deci aici a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Aici așa a dorit Dumnezeu să se ridice această mănăstire. Și o să vă și povestesc, pentru că eu n-am știut. Eu inițial vreau să zidez mănăstirea un pic mai aproape de localitate, într-o groapă așa, într-o unde nu era, nu batea vântul foarte puternic.
și nici cum n-am putut să punem bazele acolo. Și atunci am cerut și noi spade la părinți îndomniciți, cum să facem, ce să ne rugăm, și am făcut ceea ce am făcut ascultare de mari părinți care erau părintele Ilie Cliopa, părintele Arsenie Papaciov, trăia părintele Argatu, deci duhovnici cu renume. Și nu numai cu renume, cu trăire extraordinară. Și sfătuindu-mă, am primit ascultare și canon pentru ca să ridice această mănăstire, să fie voia lui Dumnezeu și unde va vrea Dumnezeu și aici. Ca după ce s-a zis de mănăstirea, la câțiva ani să descoperim că aici, nu chiar pe locul acesta, dar în preajmă, deci undeva 200-300 de metri, într-o parte, în stânga sau în dreapta, aici, la 1733, preotul din localitate a fost ars de viu într-o căpiță de fân. Sunt mărturii, de aceea, până la urmă, o să ajungem și aici, de ce mănăstirea noastră, biserica mică, care s-a ridicat prima dată, are două hramuri. Pentru că în Al Preasfințitul punea hramurile cum să înființau mănăstirea. Și înainte de mănăstirea noastră, s-a ridicat mănăstirea de la Supiatră, unde are hramul Cuvioasa Paraschiva. După Cuvioasa Paraschiva, un mare sfânt care este sărbătorit în luna octombrie, este Sfântul Dimitrie Zburătorul de Mir. Și de aceea biserica mănăstirii, mănăstirea este numită, dar și biserica mănăstirii are hramul, biserica mică are hramul Sfântul Dimitrie Zburătorul de Mir. Marele sfânt, mare trăitor, om care a luptat pentru dreapta credință cu prețul vieții și nici o clipă n-a ezitat a-L mărturisi pe Hristos. Nu. Tot timpul a mărturisit și știm viața Lui, noi intrăm în amănunte și atunci am primit hram. Ca acum recent, de câțiva ani, am cerut să se dea și un alt hram bisericii cu numele de Ioan. Și cine credeți că este? Este Sfântul nostru drag, care are moaștele în pustiu Ozeva, de la râul Iordanului aproape. Este Sfântul Ioan Iacob Ozevitul, sau Iacob Românul, care este un sfânt mult ajută pe român, mult ajută pe toată lumea. Eu am fost de multe ori în pelerinaj și am citit cu pelerinia Catistul Sfântului acolo și oamenii au aflat atâta alinare și atâta mângâiere de nu vă pot spune. Avem și poeziile lui care sunt niște poezii care te umblă suflet. Și atunci am cerut binecuvântare, pentru că totul merge la noi în biserică cu ascultare, am cerut binecuvântare pentru că n-ar prea simțit-o Andrei, deja plecase la Cluj, ca și arhiepiscop mitropolit acolo, și n-ar prea simțit-o Irineu, care are mare evlavie la Sfântul Iacob. La Sfântul Iacob are mare evlavie. Deci este Sfântul lui drag. Și aproape în toate predicile sau cuvântările nu există să nu-l pomenească ceva de Sfântul Ioan Iacob de Vitu. Deci e mare sfânt și mare drag în Al Preasfințitul. Și atunci am spus, uite, eu cred că sufletul preotului care a fost ars de viu aici cere să mai fie un cram, cere biserica acestea care s-a zidit aici. Și dacă a fost preotul Ioan cu numele acesta, să-i se dea tot numele unui sfânt Ioan. Și în Al Preasfințitul a îmbrățișat cu multă dragoste și
apreciere cererea noastră și avem al doilea haram, care este Sfântul Ioan Iacob Ozevitul sau Românul, cum îl numim noi, că este român de al nostru, și Biserica Mică. Zidindu-se această biserică, dar spuneam, mă întorc acum la Piatra de Temele, s-a pus pe 26 octombrie 1996. Era toamnă, nu s-a mai făcut nimica. Anul viitor, în 97, s-a început zidirea acestei biserici mici, care s-a făcut, v-a spus, din donații, n-am primit de la asta nici 5 bani, și Dumnezeu să-i dea sănătate că trăiește și astăzi, a fost de mare ajutor sfatul, dar nu numai sfatul, și sprijinul pe care ni l-a dat comandantul de atunci, domnul colonel Silaghi, care a fost comandantul de la penitenciar Aiud. Deci cu deținuți am început lucrările aici. Bineînțeles că am avut multe probleme cu ei, dar ne-am folosit. Probleme în ce sens? Păi, deținutul e tot deținut. Am avut multe întâmplări cu ei, că mai luau una altă, mai, mă rog, așa cum aveau, este. Aveau nevoie de rugăciune în mănăstire, în penitenciar, și atunci luau... Da, păi, îi aducea pe cei care erau semideschiși, adică la liber, cumva, îi aduceau pe ei. Și am avut mare noroc cu oameni de suflet, care ne-a sprijinit, de exemplu, nu pot să trec cu vederea pe domnul director inginer Radu Mahaleanu, care a plecat la domnul și el își odihnește trupul aici, în cimitirul mănăstirii de la Dumbrava. El a fost mare sprijin pentru noi, era director la Salina și ne-a pus la dispoziție mașina cu care aduceam deținuții, pentru că trebuia o mașină mai specială. Și în fiecare dimineață, și vă puteți imagina, aici, chiar și mama mea, Dumnezeu să ierte, nu că nu m-a încurajat, dar îmi zicea, mă, copile, e greu în ziua de azi să faci, zice, cum să zice la noi, un coteț, dar să faci o mănăstire. Și atunci n-am avut sprijin nici de la autoritățile locale, n-am avut deloc. Dar de ce? Acum se mândresc cu mănăstirea. Acum da, mănăstirea este o mănăstire de renume în zonă și numai zonă. Nu doar în zonă. În toată lumea, da. Dar știu eu, Dumnezeu știe, nu s-au implicat absolut deloc. N-am primit nici cel mai mic sprijin. Deci de la autoritățile de atunci. Din contră, folosesc această expresie a unui om care trăiește și astăzi, și Dumnezeu să-l ierte și să-i ajute, că nu-i chiar sănătos. Zicea el, ce crede, nu zicea părinte, ce crede popa, că face mănăstire din Coceni? Deci eu Coceni de porumb. Și ce uite crede? Că ne uităm aici și nu sunt Coceni de porumb. N-am făcut-o din Coceni, ce am făcut-o, să fie trainică și să-și plece mult genunchii în mănăstirea noastră. Și vă spun, dar eu aveam această credință că dacă Dumnezeu a vrut, Dumnezeu va fi cel care va purta de grijă. Avea mare evlavie și am și acum la Maica Domnului, care cerem ajutorul și i-am cerut tot timpul. Și s-au făcut multe minuni aici. Nu facem noi publicitate din asta, dar singura mea mânghiere este că s-a ajuns ca biserica mănăstirii care am zidit-o să devină în foarte scurt timp neîncăpătoare. Mai multă lume era afară pentru că nu încăpeau în biserică și atunci a fost nevoie să cerem tot binecuvântarea în al preasfințitului Andrei, care a văzut, pentru că probabil și dânsul se gândea, pentru că dânsul cunoștea zona foarte bine, a fost preot în Turda, enoriașii din această parohie le era la foarte mult duhovnic, deci cunoștea zona extraordinar de bine. Și eu, când am fost numit aici ca părinte, am venit nu într-un moment de pace și liniște, ci într-un moment de tulburare.
pentru că știți că era atunci problemele cu Biserica Greco-Catolică. De aici, din Dumbrava, aveam două preotese, amândouă preotese de protopop greco-catolic. Vă dați seama, deci oamenii, preotul de aici plecase, venea câte unul pe rând, deci oamenii erau legați de biserică. Și în al preasfințitul m-a dat doar pentru o perioadă scurtă de câteva luni să reașezăm liniștea și pacea în parohie. Deloc fiind? Eu? Da. Eu deloc fiind din Munța Pusene, deloc de la Mărișelă. De la Mărișelă. O zonă frumoasă, dragă mie acolo. Da, niște oameni extraordinari. Și nu putea să fie mănăstirea în Munța Pusene? Sau așa a vrut Dumnezeu să fie aici? Nu putea, pentru că dacă așa a vrut Dumnezeu să fie aici, eu am fost la Alba Iulia, la episcopie, lucram, și atunci eram deacon și pentru că erau probleme, imediat m-a hirotonit preu și mi-a dat să vin aici. Și a rânduit Dumnezeu că am venit să stau 6 luni și au trecut 33 de ani. De când un pic peste 6 luni. Da. Și de aia zic, de mănăstire, ca devenit neîncăpătoare și tot n-ar prea simțit unea de binecuvântare și a sfințit piata de temele pentru această catedrală în care vă găsiți. Care este aceasta, într-adevăr o catedrală pentru că este, da, foarte mare și este copia catedralei din Cluj. Da. Este copia catedralei din Cluj. Este mai mică cu 4 metri ca lungime, dar ca lățime și este mai lată. Deci, și marea mea bucurie este că s-a zidit. Dar cea mai mare bucurie este că aceste ziduri putem zidi, dar acestea trebuie umplute. Și vă spun, nu cu mândrie, ci cu multă recunoștință, că și aceasta este neîncăpătoare duminica. Cred. Deci, noi și nu vin doar oamenii din Dumbrava, vin oameni de peste tot. Vine din toată lumea asta și din... Dar duminica sunt oameni care deja și-au format trăirea spirituală și dragostea față de această biserică și pentru ei aici să regăsesc. Ceea ce ne bucură, fiind foarte mult tineret. Deși în aceste vremuri tulburi, tineretul, să știți că mult, mai ales tineri căsătoriți cu copii care vin. Sunt 33 de ani de când sunteți la Dumbrava. În acești 33 de ani ați văzut o schimbare a omului față de biserică? Da și nu. Da, pentru că oamenii când ajung la necaz, atunci îl caută pe Dumnezeu. Dar n-ar trebui să-l caute tot timpul? Nu numai... Și să slăvească, să-i mulțumească, da, tot timpul? N-avem nevoie de Dumnezeu doar când suntem la necaz, ci tot timpul. Nu trebuie să fim niște oameni căutându-L pe Dumnezeu când ești în încercări, nu. Deci omul, eu așa îi sfătuiesc. De exemplu, am spus într-o duminică în cuvântul, când era în Tordul la Cluj și multă lume mergea și petreceau nopțile șoareci și am zis că eu nu contam pe cine merge acolo, dar cine e pentru una trebuie să fie și pentru alta. Cum poți să mergi să stai acolo o noapte întreagă? Nu poți să stai o oră jumate, 2 ore la Sfânta Liturghie, la biserică? Hai să fim sinceri. Poți sta o noapte întreagă acolo, nu te mai dor picioarele, nu mai ești obosit. Nu. Deci, și mai ales aici, imaginați-vă că nu suntem pe o scenă sau pe o arenă, sau într-o sală de spectacol. Aici suntem în casa lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu e ca asta. Eu le spun, dragii mei, dacă ați vedea, când intrați în biserică, câtă bucurie are Dumnezeu și Maica Domnului, văzându-vă că intrați în casa lui, ei vă întâmpină. De o parte și de alta stă Iisus și Maica Domnului și vă întâmpină. Deci voi sunteți oaspeții lui. Deci nu vă puteți imagina și atunci să rateze așa ceva, nu există, nu este permis. Dar ziceam că nu, pentru că lumea, v-a spus, îl caută pe Dumnezeu numai când au încercări.
și multe încercări sunt luate de astăzi, pe toate planurile. Pe toate planurile, mai ales acum s-au mulțit fără de legile și păcatele de Doamne fer, dar mai ales patimile acestea cu drogurile și cu jocurile, care acum noi fi un... Vin oameni cu probleme aici. Dar noi fi un mare expert, un mare duhovnic, dar lumea în general, când are o problemă mare, nu merge poate în ora asta undeva. Merge și acolo, dar caută mănăstirile. Și să știți că mănăstirile erau rolul lor și de multe ori stau și mă gândesc și zic așa, nu întâmplător a pus Dumnezeu bazele acestei mănăstiri aici. Pentru că aici multă lume își alină sufletul. Multă lume vin necăjiți, încercați și multă lume pleacă liniștiți și mângâiați. Și de-aia vă spun, nu vă puteți imagina ce mare durere are un părinte pentru copilul lui. Vă dau de exemplu pilda fiului risipitor. Tatăl avea doi copii. Unul a rămas în ascultare, unul și-a cerut dreptul și-a plecat. Dar inima tatălui era atât de îndurerată, pentru că un părinte când știe cum sunt mulți copii plecați afară, cum e vorba aia la poporul român, numai mamă să nu fie, oricât i-ar fi de bine unui copil în străinătate, sau cum e, ca mamă te gândești, oare are ce mânca, oare are unde sta, oare ce se întâmplă. E și în pilda fiului risipitor, tatăl, deși avea de toate și fiul celălalt îl asculta, dar era dorul după cel plecat. Aștepta întoarcerea lui. Și atunci când s-a întors, l-a primit cu mare bucurie și a zis, acest fiu al meu, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Deci a fost mare bucurie, mare bucurie în reîntâlnirea tatălui cu fiul. Ei, trec la partea asta la altă, mulți părinți care vin să se rupe inima când vezi cu câtă durere și cu lacrimi în ochi își plâng necazul care l-au cu copiii și ce este foarte grav, că sunt copiii de 14, 15, 16 ani care au ajuns să fie dependenți de aceste droguri. Eu am nu un copil doi, ci am peste 100 și știu ce înseamnă lucrul acesta, vom ajunge și la partea asta socială, dar mă rog lui Dumnezeu și îi pomine și zic, Doamne, și mai ales la Maica Domnului, spui, Doamne, și Tu ești mamă și ai fost purtătoare de trup, L-ai purtat pe Iisus în pântecele Tău și știi ce înseamnă durerea de mamă. Așa mă rog ca să-i ajute pe cei care vin pentru copiilor. Și vă spun, marele nostru ierarh, care a trecut la Domnul în al preasfințitul Mitropolit Bartolomeu, spunea, jocurile și drogurile este moarte albă. Deci, de aici nu m-am minun dumnezești să te mai poți întoarce. Și iată că am ajuns. N-am crezut vreodată că noi, poporul român, și mai ales în zonele noastre, unde avem orașele astea mici, Ognambule și Turda, comunele mari, ferească Dumnezeu de asta. Eu am avut invitat pe Ilie Șionuț, un fost consumator de droguri timp de 17 ani, care a rămas cu sechele grave. A venit la mine la studio la Târgu Mureș, am filmat un podcast și cu el o să vreau să fac o campanie antidrog. Are 8 ani de când nu mai consumă, dar, repet, a rămas cu sechele grave și acum vrea să îl vadă lumea, să fie un exemplu pentru cei care astăzi consumă sau au de gând să apuce să vadă ceea ce înseamnă consumul de droguri. Ce vreau să spun e faptul că în timpul în care era consumator, a zis că dacă îl vedea pe Iisus, nu era nimic, nu s-a întâmplat nimic.
din potrivă, poate lhulia, de când nu mai este consumator, s-a îndreptat către biserică. Și știe că doar cu biserica poți să mergi mai departe. Spune Dumnezeu atât de frumos, fără mine nu puteți face nimic. Dragul meu, un fir de păr nu cade fără voia, fără știrea lui Dumnezeu. Deja oricât te-ai considera și te-ai dat de ateu. Acum eu am umblat în lumea asta peste tot. Am fost și în America de vreo 6 ore. Am fost, deci toată lumea n-a crezut că voi ajunge. Și am umblat și prin spitale peste tot. Oricât ai fi de mare ateu, să știi, când ești acolo pe patul de spital sau în terapie intensivă, mintea și... Tu zici un Doamne ajută. Zici, Doamne, dacă existi acolo sus, ajută-mă. Deci nu se poate. Deci n-are... Deci, și asta e dureros, când vezi că oamenii să răzbătesc împotriva unui altuia. Oamenii nu au iubire. Când Dumnezeu este iubire, ce spune atât de frumos Iisus? Zice, eu atât de mult a iubit lumea aceasta, zice Domnul Dumnezeu, zice, atât de mult a iubit lumea aceasta, încât l-a trimis pe Fiul Său cel Unnăscut, pe Iisus în lume, din iubire, din dragoste. Deci, acum, nu că mă laud, am și eu tineret care au fost și nu mai consumă. Am și care s-au ținut. Chiar acum, zilele acestea, a venit un tânăr la mine care a zis, îi să nu te recunosc. Nu te recunosc că ești tu. Păi de ce, părinte? Păi zic, e schimbat. Păi da, zice, pentru că, zice, la jocuri nu mă mai duc. Droguri nu mai consum. Mă cul de vreme, am liniște și nu știu cum să-i mulțumesc. Dar zice, am mari încercări și îmi vine de să rup tot să mă duc. Numai măcar, dacă nu, să fiu în preajmă. Și a zis să nu te lași, a zis, când îmi vine așa, am această trezbie, acest gând și sentiment de a-L căuta pe Dumnezeu și zic, și mai ales cum a învățat Dumitale, îmi spune el. E zis la Maica Sfântă, Maica Sfântă, și eu-s copilul tău, am greșit, nu mă lăsa, ajută-mă. Și zice, să știți, părinte, că stau așa și simt ca și cum s-ar depărta, simt ca și cum am ieșit dintr-o ceață și parcă numai în lumină. Îmi spunea el, a rămas foarte impresionat și a zis, nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu și dumneavoastră. A zis, bine, acum nu trebuie să mulțumești mie, ci să-i mulțumești lui Dumnezeu și să nu te mai întorci la mocirla din care ai plecat și ai ieșit. Pentru că ești un caz fericit. Asta am avut eu acum, zilele acestea. De ce ajung oamenii să o ia pe drumul ăsta? De ce îi lasă Dumnezeu pe acești oameni să meargă pe drumul ăsta? Dumnezeu nu obligă pe nimeni, zice. Eu am dat libertate de plină tuturor. Cel ce voiește să vină după mine. Nu mai suntem și pe vremea comuniștilor. Oamenii căutau biserica și mergeau. Care vrea să se roage și care vrea să fie credincios. Chiar de erai și mare securist sau mare colonel, credința de aici nu ți-o poate vedea nimeni și nu ți-o poate lua nimeni. Asta nu îmi spune mie că vai de mine. Eu cred că și Ceaușescu zis, Doamne ajută, momentul sunt care a fost la noi. Știți, sunt convins. Și eu sunt convins că Ceaușescu a avut pe Dumnezeu și în suflet mai mult ca și unii de astăzi. Unii de astăzi, pentru că țara asta este o țară atât de frumoasă. Eu am umblat în lumea întreagă și am văzut peste tot. Dar țara noastră românească e o țară binecuvântată de Dumnezeu. Și o spun și îmi predic, spun, nu degeaba au murit atâția oameni pentru bucata asta de pământ care e sfântă. Au vărsat atâtea lacrimi, atâta sânge, atâta durere cât a fost pentru pământul românesc. E un pământ binecuvântat și noi suntem binecuvântați cu toate. Nu vedeți, noi avem de toate. Avem și dealuri, avem și podișuri, avem și munți, avem tot. Dunăre mare. Da, tot. Nu știu să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și degeaba încearcă acum cu mâini să înlăture credința, că spune, ba, o să ajungă să ne spună să nu mai purtăm cruci, ba, nu știu. Auziți, Dumnezeu îi lasă, îi îngăduie.
Dar când Dumnezeu vine cu dreptatea Lui, nimeni nu poate să stea împotriva. De aia eu îi sfătuiesc pe oameni, dragii mei, nu trebuie să fiți niște abonnici în credință, nu trebuie să fiți ca noi călugări, pentru că noi asta care am ales-o. Noi am ales să-L slujim pe Dumnezeu și pe aproapele. Noi n-avem gând. Acum eu am în spate ce am acolo, copii și bătrâni. Da. Dar nu trebuie noi să ne gândim oare ce vom mânca mâine, oare cu ce vom ne îmbrăca. Noi suntem în slujba lui Dumnezeu. Omul de rând, Mirianul care e, el trebuie să gândească, trebuie să-mi câștig pâinea cea de toate zilele, trebuie să-mi țin un servici, trebuie să am un acoperiș unde să stau, deci oamenii, și trebuie să grijească și de suflet. Și de aceea le spun, nu trebuie să fii nici indiferent, dar nici abonic în cele sfinte, să nu treacă ziua, să nu te întâlnești cu Dumnezeu, să nu-L saluți pe Dumnezeu, zilnic trebuie să-L saluți. Salutul nostru față de Dumnezeu este acesta, Doamne, îți mulțumesc că te cunoști, a venit ziua, ajută-mă pentru ziua de astăzi, ajută-mă, Doamne, să fiu mai bun, să fac un bine, iartă-mi toate păcatele și până asta tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dacă poți să faci un acatist sau un paraclis, e foarte bine. Dacă nu, învață psalmul 50 de rost și zil, pentru că este psalmul de pocăință pe care l-a rostit marele nostru David, care s-a căit atât de mult pentru tot ce a greșit el și este psalmul. Eu consider psalmul de căpetenie, de pocăință, miluiește-mă Dumnezeule după mare milă ta. Dacă Dumnezeu nu are milă, cine are milă? Și de-aia vă spun. Rugăciunea este primită oriunde? De oriunde? Da. Primită rugăciunea și pe drum, să o zici. Oriunde, acum nu când faci un păcat, dar rugăciunea este primită. Nu contează că unde ești, pentru că totul este sub mâna și ocrotirea lui Dumnezeu. Că ești într-o biserică catolică, că ești într-o moschee, că oriunde ești, zi rugăciunea care ai învățat-o tu. Care ai învățat-o tu. Și e primit oriunde. Ce este Crăciunul? Crăciunul este bucurie, este binecuvântare. Vedeți, noi rostim colindele acestea din an în an, sosesc mereu la geam cu Moș Crăciun. Adică în fiecare an se naște Hristos în sufletul nostru. Deci, deși postim acum că este perioada postului, dar e un post de bucurie, un post de binecuvântare. Un post prin care Dumnezeu a socotit să ridice păcatul neascultării a lui Adam de pe neamul omenesc. Și Hristos, care a venit să ne împace pe noi din nou cu Dumnezeu, El a fost trimis de la Părintele Ceresc. Și Crăciunul este cea mai frumoasă bucurie și cea mai frumoasă sărbătoare. Vă dau un exemplu. Pentru o familie, care e cel mai frumos moment într-o familie? Multe ori fi. Că se căsătoresc, că merg undeva, că își văd părinți așa. Da, cel mai înălțător și frumos moment al unei familii este când mama aduce pe lume un copil. Acum o spun cu toată certitudinea. Dacă o mamă ar putea să exprime în cuvinte, bineînțeles, până la aduce pe lume are dureri, naște în dureri. Dar ce simte o mamă când își ia prima dată copilul în brațe și îl pune la piept, nu poate fi exprimată nici în toate cuvintele de pe lumea aceasta. Ce simte o mamă când aduce, vă dați seama. Deci dacă o mamă simte lucrul acesta, ce simțim noi oamenii când Dumnezeu de iubire l-a trimis din sânurile sale pe Iisus întrupându-se din Fecioara Maria și aducându-L pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ?
toată negura păcatului, toată negura întunericului, când s-a născut Hristos, s-a ridicat. Deci vă dați seama, El care s-a născut în Betleem, într-o iasle din Betleem, pentru că erau, știm, nu trecem noi acum la multe amănunte, dar știm că Iosif era de peste 80 de ani, Maria era o fecioară tânără, fără experiență și așa. Vremurile, că spune că s-a născut în aceste vremuri de iarnă, cum ar fi, totuși și în unde s-a născut Hristos, și acolo nu era căldură tot timpul, atunci, în perioada aceasta, ci era totuși plic. Și vă dați seama, n-avea Maica Sfântă, n-avea haine cu ce să-l înfășoare. Și și-a rupt din hainele și a făcut scutece. Și așa cum spune că păstorii de acolo au auzit și au văzut minunea mare. Deci steaua care a venit din cer și strălucea, aia n-a venit la voi întâmplări, a fost trimisă de Dumnezeu. A fost semnul în care să-L arate pe Fiul lui Dumnezeu că s-a născut. Și de aceea eu consider că cea mai mare sărbătoare este nașterea. Bineînțeles și învierea Domnului, dar nașterea, pentru că nu putea fi înviere fără naștere. Corect. Și eu consider, e bucurie, e pace. Nu vedeți că lumea își împarte darurile un altora. Vă dați seama că îi dai un dar, să dai o bomboană la un copil, cât de mult se bucură. Eu văd. De unde a apărut dorința de a face acest centru social Sfântul Veronica? Și mai mult știu că pe lângă centrul social pe care l-aveți aici, mai este încă unul de care vă ocupați la Tăiuș. Da. Acum îl tot amintesc pe altul Andrei. El a văzut ce se petrece și ce se întâmplă. După Revoluție, biserica era condamnată că nu face asistență socială și că, bineînțeles, noi nu puteam să fim ca și romano-catolici care au latura aceasta, aveau încă din Vatican și biserica ajuta, că nu era lipsită de, nu era indiferentă de necazurile oamenilor din parohie, pentru că tot biserica a ajutat și pe oamenii nevoiași. Dar după Revoluție a fost nevoie ca biserica să se implice și atunci unul dintre ierarhi care s-a implicat, dar nu așa de formă, ci s-a implicat cu toată dragostea și cu toată recunoștința față de dânsul, a fost înaltul Andrei, care și la ora actuală Arhiepiscopia de Alba Iulia este considerată una dintre cele mai mari filantropii din țară, ca și episcopii. Deci Alba Iulia. Și asta după vremea înaltului Andrei s-a înființat. Atunci... A fost dorința dumnealui sau dorința dumneavoastră? Nu, a fost dorința dânsului și ceea ce e de amintit, că avea o foarte bună colaborare între stat și biserică, între autoritățile locale din Alba Iulia, deci Consiliul Județean, Prefectură, Protecția Copilului și biserică. Și atunci înalt preasfințitul era un om care încă de când era la Turda avea, făcea această filantropie și această cateheză cu copiii și așa, deci a avut multe încercări și l-a luat securitatea și l-a închetat și l-a închis și, Doamne ferește, eu știu istoria dânsului și a fost pusă în omoare. Deci asta știu eu, pentru că nu intru în amănunte, dar pot să spun lucrul acesta. Și Dumnezeu l-a scăpat pentru că n-a făcut pentru interes personal, ci a făcut pentru Dumnezeu, pentru chemarea care a fost. Și atunci, dânsul având o deschidere mare, având o apropiere cu autoritățile, el a înființat. Și primele centre sociale s-au înființat la noi, la Dumbrava și la Vingard, în 1999.
Deci eu am pus bazele mănăstirii, după câțiva ani mănăstirea nu era gata și nu asta, am intrat pe partea socială. Și dânsul m-a chemat și a zis, eu știu că ești, că eram celib, nu eram călugăr atunci, eu am fost dirotonic celib, știu că ai un suflet mare, așa, biserica trebuie să se implice, uite, am la leagănul de copii, sunt mulți copii, ne-am gândit, uite așa, să găsim o, să găsești o casă în parohie cu oamenii, să vezi ce ar fi tare bine. Pentru că atunci nu era vorba să ne sprijinie statul sau așa, să luăm copii să vedem. Și eu am dat ascultare. Și vă dați seama, am început cu 6 copilași. Dar să vedeți ce am pățit, că oamenii aici fiind numai români în localitate, n-aveau de altă etnie, nici altă sectă, numai, erau numai români și creștini, da. Și ei, mentalitatea lor era că în casele de copii sunt doar numai de neromă și copii care aruncați pe stradă și nu e nimeni și așa. Și când eu m-am bucurat, dar că eu am spus în biserică că ce vreau să fac, am avut oameni care au zis, zice, păi să marcă popacul. Țigan cu tăi de aici, nu ne trebuie nou, să nu ne aduc așa ceva. Dar de ce răutate asta? Deci, vă dați seama, asta era mentalitatea lor. Dar era și o doză de răutate. Păi era, chiar că era o doză de răutate, dar era așa grosolană. Și deși oamenii erau foarte atașați de biserică, deci eu am, vă spun, eu când am venit în Dumbrava și am început slujirea aici, nu vă imaginați cum arăta biserica. Eu vedeam cerul până biserică și atâta era decrăpată de oameni și puneau pielinuțele care le aveau aici la spate, le îndoiau și le puneau pe un crăpături să nu-i tragă curentul. Știu că a fost reabilitată în proporție de 80%. Da. În imediat. În 93. 93, 92 deja. Și oamenii, să știți, eu am venit pe un... cum e vorba aia, pe un teren care spiritual nu prea a fost lucrat. Și atunci a fost înțelenit. Dar vedeți, aici vorbim poate despre o minune. Pentru că vorbiți de un teren unde poate n-ați simțit nimic când ați venit aici. Și a ajuns un colț de rai. A ajuns să fie cunoscut, cum ziceați dumneavoastră, în toată lumea, să fiți prezenți pentru oamenii care vă urmăresc pe rețelele sociale, unde puneți rugăciuni, puneți cuvântări din slujbe, eu personal vă urmăresc. Noi ne știm de vreo 20 de ani, eram mic copil, eu mă mir că m-ați recunoscut acum când... Pe cuvântul meu, m-am schimbat puțin, am devenit și o tată, am doi copii, m-am dus la casa mea. Deci, și au trebuit. Părinți. Dar cum? Asta, pot să dau din casă o chestie, tata a fost operat și vă aduceți aminte, da. A fost operat la picior și fiind diabetic, i s-a spus că acea operație în talpă nu se știe când se va lipi. Și ați dat dumneavoastră un mir și în 40 de zile, știu că m-am dus cu tata la spital și nu se vedea locul operației. Și asta e trăită de mine. Dumnezeu face minuni. Acum, da, eu nu trebuie să vină să mulțumească mie, ci lui Dumnezeu. Pentru că noi de acum este acolo, este acolo lângă, da, lângă Dumnezeu. Bine, a trecut atât. Deci noi suntem în slujba aceasta, ne-a pus Dumnezeu și noi suntem unealta de lucrul lui. De-aia spuneam că oamenii, dacă ar avea toată lumea duhovnică, aici este și la tineret, trebuie să ai un duhovnic a tău. Duhovnic înseamnă cel care tu îți spui ca și modelatorul care face pâinea. Deci, ai aluatul, tu îl modelezi, tu îl formezi și îi dai ceea ce trebuie să iasă. Exact așa e. Și omul trebuie să se lase în mâna duhovnicului, în ascultarea lui și cu siguranță că dacă tot tineretul acesta și toți care
consumă și droguri, care merg și la joc, care așa, ar avea duhovnic și un sfătuitor. Nu neapărat acum că duhovnicul se știe toată viața lui sau așa, dar pe partea spirituală și să te lași în grija lui, în lucrarea lui duhovnicească, eu sunt convins că nu ar mai fi atâtea. De-aia ziceam de oamenii, de la mine, când am venit aici. Nu știau de post, nu știau de, mă rog, la biserică, nu știau Dumnezeu ca la lucru, așa. Eu am avut îndoială, probabil că eu am și fost format la, deși eram la Alba Iulia, dar mergeam foarte mult și eram copilul mănăstirii Râmeți. Eu acolo m-am crescut, acolo m-am format și marele duhovnic, părintele Ioachim, care e la frățenie acum, părintele Filoftei, niște maici trăitoare extraordinare de acolo. Și atunci am venit oarecum, nu învățând, ci învățat. Și eu mi-am pus rânduiala care de preot și ce să face. Și acum oamenii, să știți că m-au ascultat. Păi la mine nu s-a spovedea nimeni după, mă rog, după o jumătate de an, să zic așa, care nu venea și ținea 3 zile de post înainte. Și venea părinții, a ținut 3 zile de post. Dar nu le-am impus, nu ca obligație, ci le-am explicat și le-am arătat cât e de benefic pentru ei și pentru așa. Și vă spun, erau niște oameni foarte, foarte suceți. Păi dacă v-a spus, am întâmpinat greutăți cu casa de copii, când eu nu m-am gândit la lucrul acesta și spunea la mama mea, că mama mea era cu mine și un frate bolnav. Și zic, uite-te ce poți să, dar nu le-am cerut nimica, nu să se ducă cu a lui. Și bineînțeles că am avut casa, o casă care a fost magazin, a fost căminul cultural, era biserică și am luat-o. Am renovat-o și acolo am început. Și când ne-am adus primii copii, toată lumea, mai de mine, și nu le-am cerut nimica. Dar să vedeți cum. Pe urmă, ei au ajuns să întrecească pe acest copii, chiar de era negru, chiar de era alb, să vedeți. Și mă miră Dumnezeu să o ierte pe o femeie, Nana Mărioră, chema, care aia a fost foarte pornită așa. Ce ne trebuie la așa? Nu-i voie. Nu, noi nu avem nevoie. Noi, dacă vrea popa să ducă să ție copii în altă parte. Acea femeie, ții minte că avea și acum are, avea la portă un păr, avea pere foarte bune. Și își lua șorțul și umple șorțul cu pere, pentru că nu era departe de casa de copii, cam 200 de metri, și vinea cu șorțul cu pere să dea la copii. Și eu am zis, Nana Mărioară, pe dumneavoastră ții minte când am zis eu, zice, am fost o măiere proastă. O să zice că mine, am fost o măiere proastă, că n-am știut ce vorbesc. Doar zice, că e negru, că e alb, tot să sală Dumnezeu. Zice, și doar nu s-a urmărit aici în sat să ne umple satul de, cum zicea, de țigan sau așa. Și zice, și era un, avem o fetiță mai negricioasă așa, și de-aia s-a lipit cel mai mult. Și zice, vai părinte, zice, dă-mi voie, zice, să o duc întotdeauna la mine acasă, zice, să-i dau eu de mâncare, când vinim de la biserică, că îi duceam duminică la biserică, după ce i-am adus. Că am început cu 6 copilași. Cât aveți acum? Credeți-mă, oscilează, pentru că am ajuns să... Ce mai mulți câți ați avut? Hai să luăm ce mai mulți? Da. 140. 140 am avut. Cu tăiuș, cu tot? Nu, deci nu a copii. A, doar copii 140? Doar copii, nu bătrânii, copii am avut. Și să știți că aici statul greșește enorm. Că ei să-i ții până la 18, la 18 să le dai drumul, când ei au mai mare nevoie. Și greșește că le dă o anumită sumă de bani. Ei, oricât i-ai consilia, oricât te-ai strădui, acum să nu spună nimeni, pentru că fac lucrul acesta nu de un an, doi, ci de 10 de ani. Și știu și am avut copii de toate categoriile, proveniți din toate mediile. Și asta vreau să spun, că
La 18 ani dai drumul, când ai mai mare nevoie. Pentru că locomește la banii aia și într-o săptămână încărcată și ajungi tot pe drumul și ce-ai rezolvat. Eu am aici și fete ieșite din sistemul de reputreție care era încă pe vremea lui Ceaușescu și am au peste 40 de ani, îs aici la mine pentru că n-au unde să margă. Și atunci eu într-o casă am pus. Și statul nu le mai ajută cu nimic, nu le mai ajută pe nimic. Bă, ăștia nu ne-a ajutat. Și la bătrân nu ne dă nici 5 bani. Că zicea, dar eu am intrat într-o emisiune la Realitatea unde a spus, zic, puteți să verificați. Am intrat la Alexandra Păcuranu, unul care a spus, acum când era problemele cu casele de bătrân, că statul câți bani dă, că nu știu ce. Și a spus, am spus pe mie, eu nici 5 bani nu primesc pentru persoanele vârstnice de la stat. Nici 5 bani. Și atunci omul ăla care sunt, să vedeți, vă arăt dacă vreți statistică la noi și să vedeți ce pensie au. Am o femeie care am primit-o când a început postul Paștelui. Anul trecut. Eram pe drum cu cineva și mă sună un băiat care vine la noi, părinte. Este în autogară o femeie bătrână care a murit soțul și nora s-au țăpat-o de acasă și stă cu triplă suțe în autogară și cu mânele și se roagă la Dumnezeu, Doamne, vine seara, unde mă duc, ce mă fac? Dar zic, are băiat în străinătate, dar ăla săracul n-are nicio putere că nu-l lăsa. Și-o țăpat-o și am zis, câtă pensie are? Mi-a spus, 1260. Deci atâta, 1260 de lei. Și zic, dar sună-l pe băiat și spune dacă el acolo lucră, să mai completeze ceva, că e mama lui și așa. Și l-am sunat, dar între timp, zice, o sunat nevastă sa și i-a spus, uite-te, să știi că mama ta a plecat de aici, nu mai primesc, să nu cumva să-i dai. Și zice, băiatul, zice, părinte, așteptam, am sunat înapoi și mi zice, nu, o zis că să se descurce, că el nu poate să-i dea niciun ban, că era de familia lui. Și zic, nu-i mai zic la bătina, că zic, poate plec acolo jos și ăsta. Și mă sună și ce părinte, ce să fac? Zice, eu am o garsoneră, zice, dai fără căldură, fără asta încă nu-i vreme așa, eu o noapte, o țâia ce? Că vine noaptea, ce să fac așa? Bătina, auzeam eu cum lăgea și zice, Doamne, ce mă fac, unde mă duc? Și în momentele alea, vă spun sincer, am auzit vocea mamei mele, copile, îți mama ta mai lăsa pe drum? Și am zis, indiferent că avem și noi aici Consiliul de Administrație și, bine, că eu sunt plin și coordonat, nu-i problemă. Și noi primim, vă dați seama, acum facem asistență socială, dar nu-i de pică nici nouă din cer. Deci, și am sunat-o pe maica stariță și a spus cazul. Maica, bineînțeles, e o maică foarte ascultătoare, zice, cum zice, zice, doar zice, nu o lăsau pe drum. Și am zis către băiat, pune-o în mașină și adu-o la noi. Și-o adus-o și-o băgat-o în cameră unde avem cu două paturi, cu două locuri și cu un singur loc. Și când o băgat-o în cameră, nu vrea să se pună în pat. Că o scrie, cum să se pună în așa pat, aștenut, bine, cum era curat, că e numai pe jos, dar să știe că doarme acolo, numai să primim. Și a zis, dar nu se poate. Și atunci a zis, Doamne, cum ne mai poți răbda? Câtă răutate! E mama care ți-o da viață. Cum? Când spune și la, în cele 10 porunci, cerștește pe tatăl tău și pe mama ta să trăiești al mult și fericit pe pământ. Dar nu se poate. E strigător la cer. Ca mama care ți-o da viață sau tatăl tău să-i bajocorești așa. Și de-aia nici nu mă preduc așa pe la ei, pentru că tăți încep să iei mânurile, să le sărute, să îmi mulțumească și așa. Și eu am făcut asta, o fac nu pentru că să ne lăudăm, ci o fac pentru că este nevoie să ne implicăm și să facem lucrurile acestea pentru persoanele vârstnice. Eu sper că acel băiat al acelei doamne să vadă acest material și să știe că mama lui este bine aici. Da, e bine, că e fericită, că și acum e aici.
Și acum aici o duce bine, de-a ta bătărnică. Că a găsit pe cineva care să aibă rolul de fiu și să aibă grijă de noi. Dar vreau să vă spun că eram cu cineva care a auzit toată discuția și am văzut că îi curgeau lacrimile așa și după ce am terminat, mergeam undeva spre Făgăraș și spune, părinte, zice, cât trebuie să pună ca să ajungi la suma stabilită de consiliu de aici? Și am spus că, uite așa, zice, eu plătesc, zice. Eu plătesc, zice, pentru că așa vreau eu, tate, rog să-mi dai voie. Și bineînțeles că omul, nu numai că ne ajută cu atâta, dar e și mai atașat, văzând ce să face aici. Și vis-a-vis de casă de copii, am avut și am copii care ascultă, care la 18 ani merg mai departe, am avut și două fete care s-au căsătorit, le-am făcut nuntă. Deci le-am măritat din casa de copii. Și au familii frumoase, o duc bine, ce mai mare să... Mai vin? Da, sunt recunoscătoare. Recunoscă dacă vă arăt niște mesaje care spune că... și am un băiat care tot timpul spune, zice, nu-i părinte ce te face, ci părinte ce te crește. Spune, tot timpul repetă vorba asta și când dă un interviu așa, dar fetele acestea sunt recunoscătoare și tot timpul trimit mesaj, ba de ziua, bă, dă și ne caută, nu e o problemă. Și le-a spus că la țară cum e? Eu am mai cumpărat și pământ, teren dintr-o parte în alta și dacă s-au căsătorit, le-am dat zestre. Deci ca să nu zică cineva că e de la casa de copii. Le-am dat zestre să aibă și le-am dat destul de frumos. Deci asta este o satisfacție. Și sunt aici în zonă? Da, amândouă. Una e la oraș, una e aici, dar au niște... Da, când ziceți la oraș, vă referiți la Alba Iulia, Gnamure sau Turda? La Turda. La Turda. Da. Și sunt atașați de biserică, au la rândul lor copii. Îi aduc pe copii aici? Da, sunt și duc la duminică la biserică. Dar sunt care sunt foarte recunoscători care au plecat. Sunt care și ne înjură și așa, dar noi ne-am făcut datorii. Care au fost aici, sunt da. Care vă înjură? Da, bă, sunt, pentru că ei credea că li se cuvine totul. Li se cuvine că li se cuvine. Eu fac datoria, Dumnezeu mă vede și știe destul de bine ce facem pentru ei, dar, mă rog, sărace sunt cu tot felul de probleme, cu tot felul de, mă rog, dar... Știți cum e? Noi ne-am făcut datoria și ne-o facem. Asta e cea mai mare satisfacție. Înainte să fiți preot, sunteți om. Clar. Și sunteți un om foarte fain. Și eu știu ce vorbesc. Chiar știu ce vorbesc. Ce hobby-uri aveți? Ce vă place să faceți? Acum știu unde vreți să ajungeți. Nu neapărat. Deci nu neapărat. Că o să ajungem și acolo. Da. Dar... Nu știu, care sunt hobby-urile? Călătoritul, muzica, ce muzică ascultați, ce vă place să mâncați? De toate. De toate. Muzica, îmi place să ascult muzică populară, numai. Muzică populară, nu. Mai ales Radio Someș. Pentru noi este la ordinea zi de ăla, l-avem și pe mașini, îl ascultăm numai când mă mai duc cu copiii, ăștia așa cum am mers la colindată, își pun numai din ele, de la să asculte de la, nu știu cum îi zice, Kiss sau... Da, Kiss FM. Da. E bun și el la nou. Da, muzică și bagă să... Și păi las, ce să facem cu ei? Că avem copii, avem cor de copii, care cu ei, deci vă dați seama, din copii ăștia ce pot să iasă. Eu zic că niște artiști extraordinari. Care sunt aici. Da, din centrul nostru avem corul nostru, de copii, cu care îi facem duminica slujba. Mm-hmm. Toată slujba știu. Și-s copii de 6 ani, de 7 ani, de 11, de 18, deci toți. Și le-am făcut costume naționale la toți, la fel, am investit. Costume nu din alea contrafăcute, ci cu sute, deci manual, deci foarte, da, au fost foarte scumpe, dar și mă mândresc cu ei că mergem peste tot și acum avem concerte de colinde. Au fost cu doamna Sava Negreanu la Cluj, care și ea e legată foarte mult de mănăstire și de noi. Deci ea e greco-catolică, dar... Dar contează? Nu contează, deci... Eu cred că aici ați avut până la urmă și
pocăiți, cum le zice. Da, și care vin la slujbă. De asta zic, adică nu trebuie să fii ortodox neapărat. Toți purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Corect. Nu ne deosebim unul de altul față doar prin comportamente, prin ceea ce facem. Da. Ce vă place să faceți? Nu știu dacă aveți timpul. Mă duc liber. Cu copiii, deci îmi place să mă duc cu ei în vacanțe. Noi mergem, nu știu cine mai merge atâta ca noi, noi mergem cel puțin de 4 ori, de 3-4 ori pe an în tabere. Mergem în Grecia, am fost și în Italia, la Felix avem acolo o deschidere și avem niște oameni deosebiți, acolo mergem de câteva ori pe an. Cu copiii, la fotbal al nostru merg, nu la toate meciurile, dar eu zic că la jumate din meciuri merg la Cluj. La Cluj. La Cluj. Vine patronul, este un om deosebit, domnul Varga, și trimite autocarul de la CFR și duce copiii noștri câte 40-50 la fotbal. Și merg. Ce înseamnă pentru dumneavoastră tata Puiu? Eu i-am pus numele. Le zice Mănăstirea Fotbaliștilor. Da. Deci, de ce le ziceți? Lumea crede că o dat pentru mănăstire sau pentru construirea mănăstirii o curăță de bani. Nu este adevărat. Deci, de unde vine această Mănăstire a Fotbaliștilor? Înainte de a fi discuție de mănăstire. Deci nici nu era vorba. Înainte de campionatul mondial din 1994. Cunoscând un fotbalist din Națională care a fost Ilie Dumitrescu, așa, m-am dus să le fac slujbă și așa am rămas, de acolo am început eu. Și a fost părintele echipei naționale de fotbal. Da, dar ascultau și domnul Anghel Iordănescu era și cunoscut ca un om foarte aspru, era foarte disciplinar, el însuși, dar apoi cu jucătorii, deci nu mișca. Ce să mergi la el, nu te prime, Doamne fel. Adică nu prime, deci el avea. El știa când e în cantonament. Riguros. Da, foarte avea, era foarte riguros. Ce frumos se aude. Așa e și băiatul dânsului, dar nu chiar ca și vine. Ajungem aici, da. Ajungem mai încet. Poftim? Vine Eduard Iordănescu la mănăstire, vă caută? Da, bineînțeles, a și botezat un copil aici. Oh, ce frumos. Da, păi eu sunt duhovnicul lui de 120 de ani. Da, când avea el, nu știu, 16 ani sau cât. Și de atunci era cunoscut, bine, foarte bun antrenor Anghel Iordănescu, dar erau surprinse tot timpul acele imagini, pentru că televiziunile astea caută senzaționalul cu acele icoane. Când da, da, și da, da. Icoanele erau de la dumneavoastră? Da, și de la mine. Și el avea evlavie și la părintele Argatu, de la, care era la mănăstirea, cum îi zice, lângă București, Cernica, acolo, da, mai era la Mănăstirea Pasărea, un părinte foarte bun, mergea adâns, așa. Dar bine, eram acolo cu domnicului. Și așa am ajuns eu la fotbalist. Și am ajuns chiar și în cantonament să mă duc la dânsul și mă primea. Și le făcea slujbe, într-adevăr. Și cu campionatul ăla le-a spus atunci, ascultați-mă, și le-a transmis. Nu că am avut eu vedenie, a spus. Nu cumva să vopsească în cap atunci, că vi se ia tot darul de la Dumnezeu. Și așa au și fost. Și nu au ascultat. Păi n-au ascultat după ce s-au vopsit. Au încercat dânsul să le spună, dar au zis, acum ce am făcut? El n-a fost vopsit. Păi el nu, dar el a spus că se tunde, nu știu cum. Cu ce echipă țineți? Eu? Da. Vă place fotbalul? Îl urmăriți? Îl urmăriți, dar nu mă știu când e opsai, când e, nu mă știu. Dar îmi place să urmăresc așa, dar cine stă lângă mine, ăla e o povară pentru el, că tot timpul, de ce o fluierat acum, de ce așa, de ce? Da, îmi place, nu pot să zic, dar... Și aveți o afinitate către CFR Cluj, având în vedere că mergeți cu copiii și... Nu neapărat am... Steaua, Dinamo, Rapid...
Da, eu am fost dinamovist. Așa îmi plăcea cu Dinamo. Lucian, fratele meu, mare dinamovist, da. Sorin Corpodean, îl avem de la Alba, îl avem pe Țânțaru, care este de la Alba. Da, și cu Gigi, și cu Steaua Țânașa, și cu Gigi, Gigi. V-a ajutat Gigi cu ceva aici? Da, nici nu a fost aici să vadă, dar eu am un fiu domnicesc pe Dani Coman, care e președinte și... Dani Coman, portarul. Da, care e președinte la Hima, așteau la Sibiu. El vine aproape săptămână la aici, la mănăstire. Acolo are locul lui, să rog, și spune, nu pot să exprime o cuvinte, ce simt și cât îți de împăcat când plec de aici. Ce deci el vine foarte des. Este când, dar săptămâna aproape vine. Și Dani Coman i-a pus un, tot așa, un film cu copiii de la noi, cu mănăstire, așa, și spunea Dani Coman că a început să plângă Gigi și a zis, cum de nu știu ce, vreau să-i ajut. Și ne-a sunat și zice, fără să zice, să mă sune părintele, vreau să-l ajut. Și să știți că nu este odată să ne apelăm să nu ne ajute. Nu, dar are și el multe probleme așa, deși n-a fost. El știți că e cu credința și cu muntele Atos și a investit acolo așa. Dar am rămas și de aia, zice, mănăstirea fotbaliștilor, că eu fiind duhovnicul lor, lumea crede că o dat foarte mult, dar nu. Așa se scrie și în presă, deci dacă e să citim materiale din presă, se spune că multe din donații sau foarte mult au donat fotbaliștii pentru ridicarea nu-i chiar așa. Bisericii, pentru că eu înainte să vin aici... Bani. Nu ce nimeni că n-au bani și că nu îi pradă pe cine știe ce, dar frate dragă, este o vorbă. Oricât ai fi de prieten cu cineva, la un om când îi zici de bani, ajută-mă sau dăm, și atunci eu n-am băgat și nu voi băga niciodată la nimeni mâna în buzunar. Eu le și spun, și la slujbile care vin, nu știu dacă, dar nu are cum să zică cineva vreodată, am fost la părintele ăla și mi-a cerut să, pentru slujba cu tare, mi-a cerut atâția bani. În momentul ăla, lasă-l pe om. Noi avem aici la mănăstire, avem arhondarii, care, hotelul mănăstirii. Avem. Și avem foarte mulți cazați. Multă lume se întreabă cum, de ce așa de puțin taxa pe noapte? Cât e taxa când, pe noapte? Păi dacă vă spun, ziceți că nu e adevărat. 30 de lei de persoană. Cum 30 de lei? Da. 30 de lei, să vedeți ce condiții avem. 30 de lei de persoană. De ce? Lumea îl vezi îmbrăcat, îl vezi, dar poate el n-are ce pune pe masă. Da. Noi, în hotărârea noastră a Consiliului, am, de ce? Am pus atâta. Pentru că omul vine, trebuie să fii foarte așa, să fii dibaci. Omul vine. Dacă mi-are în biserică, mai cumpăr o lumânare. Mai las un pomelnic. Și atunci, uite, zice... Marketing. Da, zice, uite, nu ne-o luat atâta, nu așa. Nu. La noi atâta este. Oferiți 750 de porții de mâncare pe zi. Da. De unde sunt? Aveți bucătăria proprie? Da. Avem două bucătării. Pentru că când am început eu cu casa de copii, nu era, făceam mâncare ca și cum face acasă, pentru cât avem, nu știu ce. Ei, dar acum ăștia care sunt în conducere țării, nici și nouă să fim după standarde. Și să mă ierte Dumnezeu, cum să schimbă politica, să schimbă și standardele. Nu mai știi ce să faci. Nu mai știi cum avem să... nevoie de politică în credință? Eu zic că... Nu. Dumnezeu n-a făcut politică. Nu. Iisus n-a făcut politică. Politica noastră este să ne rugăm. Dacă biserica s-a cam mai și implicat unii, s-a mai și băgat așa. A mai fost. Da, da, când e vorba de lege, să vezi cum vin și atunci ne caută și atunci așa și așa. Vor să vă ajute. Da, sunt foarte generoși. Știți că, uite, că se zice că în postul Crăciunului lumea este bună. Postul Crăciunului politicelor este campanie electorală. Atunci ei sunt foarte buni. Da, generoși.
Să le ajute Dumnezeu. Vă place să cântați? Da. Îmi cântați o colindă? Vă colind, vă zic. Vă rog. Nici o sărbătoare în lume nu are mai mândru nume ca nașterea lui Hristos în Viplaimul frumos. Ca nașterea lui Hristos în Viplaimul frumos. Multe mame și orfani au rămas de-atâția ani, copilași micuți în treabă, unde-i tata nostru, mamă? Copilași micuți în treabă, unde-i tata nostru, mamă? Să ne spui, măicuț, acum unde face el Crăciun, la ce masă va mânca, pe ce scaun el va sta, la ce masă va mânca, pe ce scaun el va sta. Scaunul și masa lui sunt fundul mormântului. Scaunul și masa lui sunt fundul mormântului. Măiculița începe a plânge pe copii în brațe strânge și le spune cu durere, mai avem o mângâiere. Și le spune cu durere, mai avem o mângâiere. Mai avem în cer un tată, care grija el ne-o poartă. La altar de vezi ruga, va veni, va ajuta. La altar de vezi ruga, va veni, va ajuta. Ce frumos! N-am colindat. Mulțumesc! Înainte să încheiem, vreau să dați un mesaj oamenilor care se uită la noi, care vă caută pe dumneavoastră pentru ziua Sfântă de Crăciun. Ce le pot spune? În primul rând, să le ajute Dumnezeu să-și poată duce crucea pe care o are fiecare. Și să nu cârtească împotriva ei, ci să zică tot timpul, Doamne, asta e crucea mea, asta e povara mea, ajută-mă să o duc până la sfârșit. Și cei care ne calcă pragul mănăstirii noastre, care vin, nu vin cu mâna goală, toți vin cu câte ceva. Unii cu mai mult, alții cu mai puțin. Să le răsplătească bunul Dumnezeu dragostea și jertfa care o au față de casa lui Dumnezeu. Iar cei care ne ascultă și ne aud, să se bucure de marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Și
așa cum l-a primit Maica Domnului pe Iisus la pieptul ei și l-a strâns cu multă dragoste, așa să vă strângă Dumnezeu la pieptul Lui ca părinte al iubirii, al dragostei și nu numai atât, să vă răsplătească pentru tot ce faceți. Și sfatul meu este, căutați-L pe Dumnezeu, pentru că dacă îl căutați pe Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator. Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte, pentru frumoasa prezentare a mănăstirii a dumneavoastră. Mulțumesc pentru frumoasa colindă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți în număr mult mai mare pe pagina mea de YouTube. Vă mulțumesc pentru că vizionați în număr atât de mare toate materialele pe care le punem. Și să știți că la invitațiul Dobrater vin cei mai faini oameni. De data asta, Dobrater a mers la invitatul său pentru că merită. Părintele Vasile de la Mănăstirea Dumbrava, aici să veniți cu sufletul deschis pentru că aveți de ce. Vă mulțumesc pentru tot. La revedere. Doamne ajută!